Salut! Sunt Robert și vreau să vă vorbesc în podcastul ăsta despre Imperiul Leilor. Sezonul 3, episodul 1, a început aseară și a început bine, dacă mă întrebați pe mine. Ținând cont că aveam niște semne de întrebare legate de Dolbrincu, dar e foarte bun tip, îmi place. Adică e mult mai bun decât m-aș fi așteptat. Mult mai bun decât niște antreprenori bătrâni care au fost pe acolo. Mai cu experiență, nu bătrâni, să nu zicem așa, că nu e ok. Da. Îl văd mult mai ok decât ăla de-a fost înainte, care avea distribuție de produse bio, eco, nu mai știu cum îl cheam. E destul de cunoscut, dar nu știu, că nu-l urmăresc, că nu mi se pare un geniu, așa, ceva extraordinar, așa, adică mie mi s-a părut de la început chestia asta. Omul face training-ul și are și o de-asta de distribuție. Și mult mai ok decât Cadogan, dacă mă întrebați pe mine. Care nu era cine știe ce. În fine. E surprinzător și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut la el. Vreau să vă spun asta la început, pentru că aveam niște semne de întrebare legate de el. Da? Au fost 6 business-uri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 business-uri aseară. Unele din ele destul de interesante. Unele cu probleme legate de oameni, de antreprenori, din punctul meu de vedere. Și asta e o mare problemă și o să vă explic. Dar hai să le luăm pe rând așa. Prima a fost o tipă care avea un cordon magic cu care puteai să-ți faci bucle. Adică era o chestie cilindrică, care o puneai în păr, îți legai și rămâneai seara cu părul acolo ca să nu mai folosești căldură să se distrugă părul, că se distruge părul la... Bine, dacă folosești de-alea proaste, pentru că dacă folosești de-astea mai bune, care își reglează temperatura și se distruge, e adevărat, cred. Nu mă pricep. Eu am extrem de mult păr, mi-l fac pe bucle în fiecare seară, mi-l pun, vedeți că e și buclat, așa e, da? Deci nu folosesc așa ceva. Nu mă pricep, vă spun sincer. Dar eu cred că e o mare problemă cu produsul ăsta, pentru că poate fi foarte ușor copiat. Adică este extrem de ușor să-l copieze niște chinezi, să-l pună pe piață și să-l vândă. Cu toate astea. Am văzut în trecut, și nu la Imperiul Leilor, ci în viața de zi cu zi, produse care, aflate în locul corespunzător și vândute pe canalul corespunzător, pot face bani mulți. Chiar dacă sunt niște rahaturi de produse, ca să mă exprim așa, adică niște produse pe care le poți face tu acasă inclusiv, da? Dar oamenii au ajuns atât de snobi și atât de influențați de marketing și de branduri, încât doar faptul că ăla are un brand pe el pus, contează extrem de mult pentru ei, mai ales pentru tineri, și ei sunt dispuși să dea o grămadă de bani doar pentru că scrie pe el Nike, Adidas, cum vreți voi să-i spuneți, sneakers sau cum vreți voi să-i spuneți. Da? Adică nu mai are importanța asta, că poate fi copiat, că nu poate fi copiat. Adică eu, de exemplu, înainte să fac o chestie de asta, dacă aș fi fost să mă bag în business-ul ăsta, mă gândeam, bă, dar ce dracu, poate oricine să-l ia, să-l facă, să-l copieze, adică de ce dracu să fac eu asta? Bun, tipa care a făcut chestia asta și care a venit acolo se bazează foarte mult pe canalul de vânzare. Și asta este foarte important pentru că e canalul ei, este personalitatea ei, este produsul ei, astea toate trei sunt asociate unele cu celelalte, se bazează foarte mult pe carisma ei și reușește să vândă și o face foarte bine. I-a dat Cristina Bătlan o cheamă, nu Bătlan, Cristina, cum o cheamă, nu știu. N-are importanță. I-a oferit 40.000 de euro și au intrat în business. E un produs care e complementar cu ceea ce vând ei acolo la Muzet sau cum se cheamă compania pe care o are. Și e un produs care poate avea foarte mare succes cu marketingul corespunzător, cu canalele de vânzare. Nu știu dacă ea a zis la un moment dat sau a zis altcineva că îi costă, că fac Facebook Ads și costă 36 de lei fiecare client. Extrem de mult dacă mă întrebați pe mine, dar știu că asta este la Facebook.
Am făcut și eu în trecut și prețurile sunt extrem de mari. Comparativ cu Google AdSense, de exemplu. De exemplu, pe mine fac cursuri și pun pe AdSense, mă costă un leu și ceva clientul, pe când la Google, la Facebook m-ar costa 12, 13 lei, 15 lei, 20 de lei, adică fă extrem de mult. Da. Un business foarte ok, care pus în contextul care trebuie și pus în contextul în care eu nu m-aș băga, adică ar fi foarte complicat pentru mine să înțeleg chestia asta și să înțeleg cum de nu mă pot copia altii. Și am mai văzut o chestie aici pe care am remarcat-o, foarte mulți dintre ei aveau brevete și unii au zis că au brevete pe idee și pe... Ideile nu se brevetează. Adică e ciudat că n-au spus chestia asta, dar probabil că nu i-a interesat foarte tare. Ideea nu se brevetează, nu poți breveta o idee. Poți breveta un logo, o tehnică de producție, un design, dar nu poți breveta o idee. Adică nu poți să spui, eu mâine am ideea să fac trenul pe pernă magnetică și mă duc și brevetez ideea de tren pe pernă magnetică. Nu, eu trebuie să brevetez tehnologia în sine, adică conceptul și tehnologia, să spun, uite așa arată șina, uite ăsta este curentul, uite ăsta așa arată trenul, uite, adică design și chestii fizice, da? Cam despre asta este vorba atunci când brevetezi. Am făcut chestia asta de foarte mult timp, am avut și eu niște idei, le-am făcut, le-am transpus în produse, nu merg, adică nu... Trebuie să ai multe ingrediente ca să poată să-ți rezulte ceva și să... Multe ingrediente care să le pui la oaltă. Ideea nu prea are importanță și nu prea contează foarte mult. Da? Al doilea business a fost ProGreen, colectare și transport de deșeuri medicale. O idee cu care n-au cochetat foarte mult, s-a cochetat Dragoș, dacă nu mă înșel. Eu mă așteptam la Varga Enayati să cocheteze cu chestia asta mai mult și să investească, dar n-a investit și din ce rețin n-a investit nici Dragoș, dacă nu mă înșel. Nu s-au înțeles. Bun. Ideea este că tot ce înseamnă deșeuri și sunt niște business-uri fenomenale, dacă mă întrebați pe mine. Am lucrat în zona asta, am avut o colaborare de foarte mult timp cu o companie de salubritate din București și e un business, dacă poți să-l faci și dacă treci peste preconcepții și peste tot ce ține de chestia asta, pentru că sunt niște chestii, adică lucrez cu materiale murdare, oamenii sunt de o anumită calitate și toate chestiile astea, sunt niște business-uri fenomenale. Pentru că se fac bani extrem de mulți, nu numai acum, se vor face și în viitor, pentru că societatea noastră consumă din ce în ce mai mult și generează din ce în ce mai multe deșeuri și deșeurile alea trebuie să faci ceva cu ele. Și există business, da? Business-ul ăsta a dovedit-o. Tipul ăsta a lucrat doar pe județul Brașov, dacă nu mă înșel, și avea o cifră de afaceri destul de bună. Da? Are un singur punct vulnerabil major pe care nu l-au văzut ăștia, nu știu dacă l-au văzut, nu l-au spus. Eu vă spun ce văd eu. Sunt foarte multe instituții medicale care sunt ale statului. Adică e foarte... Business-ul ăsta e foarte dependent de instituțiile astea. Adevărat că sunt și instituții private, dar cele mari și care generează foarte multe deșeuri de genul ăsta sunt instituțiile de stat. Și este doar o chestiune de timp, din punctul meu de vedere, până când unui politician local de acolo îi va veni ideea să facă chestia asta. Și o să-i treacă pe la ureche așa că e foarte bănoasă și în momentul în care îi va veni ideea să facă chestia asta, tu o să fii scos din piață. Că vrei, că nu vrei, nu din piață, ci din contractul cu instituțiile. Așa se întâmplă în România. Asta e România în care trăim de 30 de ani și probabil o să mai trăim scene și fenomene de genul ăsta și în următoarea perioadă. Și atunci vei pierde o mare parte din business. Dacă business-ul poate fi susținut pe partea alaltă de clinici private, e ok. Dar și acolo politicianul are mult mai multe pârghii să intre decât tine. Da, adică e o treabă destul de ciudată aici și e destul de greu de intrat în ea. Adică e posibil ca business-ul ăsta să funcționeze atâta timp cât nu-i dă prin cap unuia de la local să facă chestia asta. În momentul în care îi va da prin cap să facă chestia asta, tu...
ori dai foarte mult în preț și te duci în zona de calitate mică, dar e foarte complicat să faci asta cu deșeurile astea, pentru că pericolul e foarte mare. Politicianul, în schimb, va putea să o facă, pentru că el se va acoperi până alte părți. Adică dacă e unul de ăsta puternic și șmecher, face lucrurile ca să fie făcute și să ia și el niște bani, aia să le ia și tot așa, să fie mulțumită toată lumea. Da, știm cum să face treaba. Bun. A fost al treilea business ăla cu ovăz și cu biscuiți de ovăz și cu mâncărurile alea din ovăz, adică micul dejun, prânzul, la borcan. Business bun, dacă mă întrebați pe mine, pentru că tot ce înseamnă chestia asta de mâncare, care este ready-to-eat și care are un gust bun și care mai are și niște beneficii pentru sănătate și nu are adaosuri și nu are tot felul de chestii, din punctul meu de vedere va prinde, pentru că oamenii sunt din ce în ce mai comozi. Eu trec pe DN pe aici când mă duc spre București și văd atât la KFC cât și la McDonald's e coadă de mașini la drive-ul ăla. Coadă, deci n-am văzut niciodată când în momentul în care trec pe DN să nu fie coadă de mașini la McDonald's, la drive, absolut niciodată. Asta îmi spune mie că oamenii preferă foarte mult, există o categorie mare de oameni care preferă mâncarea asta ready-to-eat, ușoară de procurat și preferă să dea bani decât să o facă. Nu contează că e bună, că nu e bună, contează să fie rapidă. Da? Și cred că categoria asta de oameni sunt ăia tineri pe care nu interesează încă starea lor de sănătate, pentru că după ce ajungi la o vârstă, începi să te mai uiți și la ce mănânci. Pentru că își fac efectele. Toate substanțele aia nocive care ajung în un organism încep să-și vadă efectele. Da? Și chestia asta cu ovăz și cu lapte de migdale și cu biscuiți de ovăz sunt foarte bune. Adică atât pentru organism cât și ready-to-eat și cât... Adică posibilitatea de a duce un business de ăsta foarte, foarte mult e mare, dacă mă întrebați pe mine. Aici sunt niște probleme. Odată cu logistica, datorită faptului că are și un termen de valabilitate scăzut și e foarte posibil să ai niște pierderi mari pe măsură ce te extinzi, și mai era o problemă cu tipul care făcea asta din punctul meu de vedere. El era un vânzător bun, dar o persoană dificilă, pentru că făcând training atât de mult timp ai impresia că tu le știi pe toate și că aia la alții. Asta mi-a lăsat mie, senzația asta mi-a lăsat-o. Și cred că de acolo vine, că el le știa pe toate și că orice ar fi venit de la aia la alții era nasol. El oricum făcea, dar făcea altfel, dar oricum făcea, dar adică de asta l-a iritat și pe Șucu, toată treaba asta. Și o persoană dificilă, dacă mă întrebați pe mine, și trebuie să aveți grijă, cel puțin din punctul meu de vedere. Oamenii aia, în momentul când vin cu bani acolo și vor să intre, le e foarte greu să lucreze cu o persoană dificilă și ei știu asta și de asta tendința lor este de a nu intra în astfel de afaceri. Chiar dacă e un produs bun, chiar dacă e un produs revoluționar, chiar dacă are posibilitate de a face business și toate cele, e foarte posibil ca businessul ăla să se strice în câteva luni în momentul în care ai de a face cu o persoană dificilă. Și trebuie să plecați de la ideea că oamenii ăia trebuie să obțină și ei ceva în urma la chestia asta și că ceva-ul ăla la unii dintre ei înseamnă să dețină o bună parte din control. Și ei pot să-și manifeste controlul ăsta în diverse forme și în diverse chestii. Da? Bun, deci n-a refuzat oferta, i-a făcut Dobrincu și cu cel cu Horeca, i-au făcut cu restaurantele. A făcut o ofertă și a refuzat-o. Oricum era destul de greu de lucrat cu el, sau cel puțin asta văd eu. Chipsuri din cartofi. A fost tipul ăla care a făcut. Deci pe mine m-a distrat la culme tipul ăsta. Tipul foarte inovativ, cu foarte multe idei, dar stă prost la aplicare și la partea practică și l-a dus mai departe. Pentru că și asta e partea cea mai dificilă dintr-un business. La un moment dat eram și eu așa, eu am multe idei. Dacă stai cu mine și vorbești așa o zi întreagă, probabil că servez vreo 3 sau 4 idei de astea așa pe zi. Problema nu e asta, nu e să ai idei.
Și la un moment dat Cristina i-a dat o, i-a zis, i-a dat o chestie bună și i-a zis: "Bă, tu îți faci avion pentru că e biletul de la avion prea scump." Și nu merge, adică e clar că nu merge. Dar îți trebuie un pic de maturitate ca să poți să înțelegi chestia asta și să poți să vezi chestia asta. Adică nu te apuci și faci avion că e biletul de avion prea scump. Sau unele din businessurile foarte mari și chestii foarte mari s-au născut din chestia asta. Da? Adică da, trebuie să ai și alte capabilități. Adică să poți să pui în practică chestia aia și să te ții de ea, că asta cu ținutul de ea e o chestie extrem de importantă. Pentru că dacă tu faci astăzi una, faci bicicletă cu motor, mâine faci mașină de curățat cartofi, poi mine faci, nu știu, aparat de tras perdelele și tot felul de chestii, e foarte greu dacă nu te ții de ele. Adică e foarte greu să le faci să meargă și să se ducă mai departe în piață și să aibă priză și să facă tracțiune și toate cele. Adică e foarte complicat. Ori aici avea o problemă majoră tipul ăsta. El avea idei, el credea că, și crede în continuare chestia asta, pentru că am văzut la un moment dat că i-au zis... Deci el vrea să ia jumătate din bani cash out, adică să-i bage în buzunar și jumătate să-i bage în business. Și când l-a întrebat Șucu, dacă nu mă înșel, l-a întrebat de chestia asta care e o problemă cu cash out, i-a zis: păi da, tu mă iei pe mine cu totul. Adică cumva tu plătești pentru ideile mele. Nu? Și asta nu are valoare, pentru că până la urmă Șucu vrea, sau cei care sunt acolo, vor o afacere care să funcționeze și pe care tu s-o duci mai departe, nu ei. Da? A, i-a zis asta la un moment dat, asta m-a distrat, că vină cu un plan de afaceri. Le-a zis Leilo: veniți cu un plan de afaceri și o facem. Păi stai, mă, nene, te-ai dus acolo să vină aia cu plan de afaceri. Te-ai dus acolo să vină, să vii tu cu plan de afaceri să-i convingi pe aia că tu aveai nevoie de banii lor, nu ei au nevoie de banii tăi sau nu, ei n-au nevoie de ideile astea ale tale. Că dacă aveau nevoie, plăteau pentru ea. Adică cred că sunt o grămadă de oameni, mai ales cu Mare Șucu și ceilalți care au o grămadă de oameni în organizație, au de ăștia cu idei, cred că 5 pe metru pătrat. Bine, nu chiar atât de mult, dar sunt. Îți dai seama, nu ideea în sine e importantă. Ideea în sine coroborată cu altceva este important. Cu execuție, cu plan de afaceri, cu implementare în piață, cu... Sunt multe chestii, adică ideea e o mică parte din toate. Asta, dacă mă întrebați pe mine, 5%, 7%. Restul alealte, care sunt multe, sunt extrem de importante și tu, de fapt, te-ai concentrat pe 5%, dar nu te duci pe alealte, pe restul care... Pe tine se pare că nu te interesează. Le lasă, le facă alții, că de-aia te-ai usat acolo. Nu funcționează. Da? Deci nu mergea. N-a dat la nimeni chestia asta. El e posibil să o facă, dar îi mai trebuie niște chestii, știi? Adică îi mai trebuie să se ducă și mai departe să facă chestia asta. A cincea a fost vehicula aia, aplicația care îți aduce spălătoria acasă. Adică spală mașina acolo unde e parcată. Aici sunt niște chestii, niște probleme legale, dacă mă întreb pe mine, pentru că eu știu că nu mai ai voie să speli mașina pe stradă și e foarte posibil să ai probleme în anumite orașe și din ce în ce mai multe orașe, din considerente de reciclare, apă, toate chestiile astea, adică considerente care țin de ecologie și de... Și din ce știu e interzis, adică nu știu dacă e așa sau nu, știu că legislația prevede la un moment dat, înțelesese în chestia asta, că nu te mai lasă să speli mașina în fața blocului. Nu că ar mai face-o cineva, dar uite că s-au gândit băieții ăștia să o facă. Aici e o problemă, aplicația aia e ok, să zicem, au o problemă cu costurile și cu evaluarea aplicației, alea 400.000 de euro. Și Dobrincu a evaluat-o, adică și-a dat și... Cei care lucrăm în domeniul ăsta știm că e o evaluare super exagerată. Adică extrem de exagerat. Și așa cum a zis și Dobrincu, eu aș fi făcut o platformă web ca să nu mai stau să fac pentru Android, iOS și toate cele. Intrai acolo pe web, îți făceai un shortcut pe ecran frumos, pac-pac, mișto, gata, intrai, o rezolvai. Nu trebuia să faci atât. Asta ca să vezi dacă funcționează. Și abia după aia te apucai tu și făceai aplicații pentru alte toate. Da. Plus că mai e o problemă de scalabilitate, adică nu neapărat de scalabilitate, pentru că e posibil să găsești oameni de ăștia care să vină să-ți spele mașina. Problema este ce faci când nu e calitate și când ăla zgârie mașina, pentru că e foarte greu. Ei ziceau la un moment dat că vor să ajungă la 10.000 de spălători de ăștia și Șucu a fost șocat așa, ca și mine a fost șocat, pentru că dacă stai să te gândești și n-ai lucrat niciodată cu atât de mulți oameni, eu am avut niște intrări, niște business intrări. Am lucrat la niște business-uri de astea cu mulți oameni, cu sute, mii de oameni și e extrem de greu să-i controlezi. Ăla este
cuiul lui Pepelea, dacă mă întrebați pe mine, pentru că o să ai de tot felul de oameni care o să se ducă la ala, o să-i zgârie mașina, o să îi facă tot felul de chestii, o să-i fure din mașină și tu nu ai control asupra lor. Omul vine la tine la aplicație pentru care încheie crederea în aplicație, nu în omul ăla. Tu mai departe rezolvi problema cu omul ăla. Și o să vin la tine și o să spună, bă, mi-a furat 50 de lei din aia. Cum dracu poți să verifici tu dacă s-a întâmplat chestia? Că nu poți să-i verifici pe aia 10.000, mai ales când sunt 10.000 de spălători. Deci o să fie o bătaie de cap fenomenală și un tam-tam fenomenal. Poți să faci acolo în aplicație niște chestii cu niște rating-uri, dar nu o să mai găsești oameni. Adică e complicat al dracu, dacă mă întrebați pe mine. Ea funcționează acum pentru că e la nivel mic. E foarte posibil să aibă foarte multe, foarte multe, foarte multe probleme. I-a făcut o ofertă Șucu. Dobrincu s-a retras. De asta vă spuneam că îmi place de el, că și a văzut niște chestii și le vede și se vede omul că e în business, chiar dacă aveam eu reticențe înainte, că am mai făcut un film aici și v-am spus că am reticențe legate de el. Șucu i-a făcut o ofertă, dar a refuzat-o, au refuzat băieții oferta din considerente că au venit cu o contraofertă, dacă nu mă înșel, și Șucu n-a fost de acord. Adică era ceva de gen, ne dai jumate împrumut, jumate sunt bani investiți și tot așa, și n-au fost de acord. Cert e că scalabilitatea va reprezenta o problemă foarte mare pentru aplicația aia. Cel puțin din punctul meu de vedere. Bun. Ultima a fost Anioli, bijuterii inteligente. O chestie mișto, dacă mă întrebați pe mine, nu mă pricep. Mă pricep la zona aia de tehnologie cu NFC-ul și cu tot ce au făcut acolo. Nu e o chestie foarte complicată. E o chestie complicată să le produci, nu e o chestie complicată să le faci după aia. Adică odată ce ai băgat un chip de la acolo, restul e tehnologie. Adică e un business pur de tehnologie pe care poți să-l faci cu orice altceva. A găsit o nișă foarte bună. Eu am avut niște chestii acolo legate. Tipa face foarte bine marketing. E o tipă foarte marketată. A venit și cu Andreea Marin acolo. Adică se vede că a lucrat foarte mult la chestia asta și se vede că ăsta este unul din aseturile principale, modul în care faci marketing, și e foarte important în chestia asta. Adică în zona asta de beauty, de fashion, de bijuterii, de chestii de genul ăsta, e foarte importantă chestia asta. Și știe să facă asta. Și asta e foarte ok. La un moment dat i-a zis Varga că ea să-i facă o brățară medicală. Aici am eu o problemă, pentru că e foarte greu să faci chestia asta, așa cum o zicea, că dacă pică ăla pe stradă care are probleme cu inima, să scaneze oricine brățara aia și să găsească date, contacte, nu știu ce. Problema mare de GDPR. Adică e clar că nu stăpânește foarte bine zona asta și poți să faci multe chestii, dar astea numai că o să vină GDPR-ul și o să-ți dea niște amenzi de te ustură, pentru că nu poți să dai datele alea medicale pe brățara aia, pentru că trece unul pe lângă tine și s-o scanează. Nu poți nici să-i pui parolă, pentru că ăla când a picat pe stradă, cui îi mai cer parola? Că n-ai cui să cer parola. Adică, practic, nu prea poți să o faci. Din considerente de GDPR, chestia asta nu poate fi făcută, pentru că sunt date personale acolo, sunt date medicale, sunt numele unor persoane care pot fi identificate, numărul lor de telefon, adică e foarte, foarte complicat să faci chestia asta din punct de vedere GDPR. Și o să ai o grămadă de bariere peste care eu nu văd cum poți să treci. Da? Deci chestia asta nu se poate face, cel puțin din punctul meu de vedere. Și e clar că nu n-a văzut-o foarte bine. Eu am făcut o ofertă sau au făcut un consorțiu, care era vorba de mulți bani, de 1 milion de euro. Au făcut un consorțiu local acolo, Dobrincu, cu Varga și cu Cristina, și au făcut o ofertă. Până la urmă a acceptat oferta pe aia cu 35%, inițial zicea că nu merge mai sus de 25%, dar până la urmă a acceptat-o ca să vadă ce este. E o treabă foarte mișto și poate fi aplicată la chestiile pe care le face Cristina. Are componenta de care se ocupă Dobrincu și la care se pricepe și are și partea aia și se poate aplica și la chestia medicală. Dar acolo cu foarte mare grijă, pentru că NFC-urile alea, ele pot fi protejate din partea cealaltă, din aplicație. Odată ce l-ai scanat NFC-ul respectiv, el trebuie să-ți intre într-o aplicație sau să-ți citească și să te ducă undeva pe un site web și acolo poți să faci protecțiile.
În partea asta, altă, cu NFC-ul e mai greu să faci protecțiile, dacă nu chiar imposibil, din ce știu eu. Și trebuie să ai o foarte mare grijă la chestia asta cu GDPR-ul, pentru că sunt niște chestii foarte sensibile acolo legate de GDPR. Cam asta a fost prima emisiune, a fost foarte interesantă din punctul meu de vedere. Aștept și comentariile voastre să văd despre ce gândiți și voi și ce spuneți, pentru că din punctul meu de vedere e foarte ok. Mulțumesc, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tocmai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!